Sâmbătă 26 iunie, începând cu ora 10, în sala de spectacole Barbu Știrbei Călărași s-a desfășurat concursul național de interpretare pianistică, ediția a 4-a, Călătorii printre sunete, organizat de Palatul Copiilor Călărași în parteneriat cu Centrul Județean de Cultură și Creație Călărași și Consiliul Județean Călărași. La concurs au participat 50 de copii din toată țara, cu vârste cuprinse între 5 și 18 ani. Cei mai mulți dintre concurenți au participat la toate edițiile de până acum ale concursului și au reușit să impresioneze juriul, din care au făcut parte și invitați special, precum pianistul Alexandru Burcă și tenorul Liviu Indricău. Toți participanții au primit medalii și diplome. Bine ați venit la cea de-a patra ediție a concursului nostru național de interpretare pianistică, Călătorii printre sunete, pe care în acest an îl desfășurăm cu ajutorul și sprijinul Centrului Județean de Cultură și Creație, partenerul nostru în acest demers, pe care vreau să le mulțumesc foarte mult, atât doamnei manager, cât și Consiliului Județean pentru tot sprijinul. Thank you.